Sunt majorul de tancuri Vancea Lucian, comandant al batalionului 284 tancuri din Galați. În această postură l-am reîntâlnit pe majorul Lucian Oancea, cel care, în urmă cu 7 ani, prezenta britanicilor de la BBC vedeta tancurilor românești, TR-85, M1, Bizonul. Rolul meu în această activitate este acela de a fi mentorul celor două celebrități, acel om care de undeva de sus pregătește doi oameni picați, practic, într-un mediu militar. Va trebui să, împreună cu cele două echipaje pe care le-am la dispoziție, să le formăm deprinderile necesare. He's fantastic! He's fantastic! Thank you, sir. Împreună cu cele două echipaje pe care le-am la dispoziție, vom încerca să le formăm deprinderile necesare pentru a conduce o mașină de 50 de tone față de o mașină obișnuită cu care dânsii sunt mai mult sau mai puțin obișnuiți. La 7 ani distanță, majorul Lucian Oancea a preluat comanda Cavalerilor Negri de la locotenentul colonel Marius Moneanu, care i-a făcut introducerea în batalion, cum altfel decât acolo unde stă tanchistului bine, în poligonul de instrucție Zmârdan. Spectacolul oferit de coloșii de oțel l-a impresionat pe majorul Lucian Oancea, care a observat cu atenție modul în care se desfășoară pe câmpul de instrucție noi săi camarazi. Nu este o surpriză pentru nimeni că colectivul acestui batalion este unul de elită și întotdeauna s-a ridicat la un nivel cel puțin același cu al partenerilor noștri. Dar astăzi au demonstrat încă o dată că tancurile și mai ales echipajele de tancuri sunt regii câmpului de luptă. Deși la început de mandat, majorul Lucian Oancea și-a propus câteva obiective. În primul rând, este o onoare și, bineînțeles, primul meu obiectiv care îmi vine în minte este acela de a menține acest nivel ridicat pe care batalionul l-a obținut în timp. Nimeni nu dorește să opereze pacienți sănătoși, dar acolo unde vom observa și vom considera că sunt lucruri de îmbunătățit, le vom face. Însă, per total, acest batalion are un nivel deosebit și obiectivul meu principal este să mențin această echipă la aceleași standarde pe care le-a îndeplinit în trecut. Ce reprezintă pentru el arma tancuri? Pentru mine, ca tanchist, arma tancuri este, dacă vreți, prima dragoste și probabil, din punctul meu de vedere, este încununarea spiritului militar al ofițerilor din Armata Română. Este una dintre cele mai nobile arme, este o armă de tradiție și, bineînțeles, așa cum spuneam și anumite cântece ostrășești, tanchiștii sunt sufletul câmpului de luptă. Comandantul batalionului 24 tancuri cu zavodă din Galați nu este străin nici de teatrul de operații Afganistan. Pe vremea când era încadrat la școala de aplicație pentru unități de luptă din Pitești, pleca într-o nouă misiune în teatrul de operații Afganistan, de această dată ca șef al echipei de instructori pentru școala de tancuri afgană. În Afganistan a avut ocazia să lucreze pe lângă armata afgană și cu militarii francezi. Buna colaborare cu aceștia i-a adus majorului Lucian Oancea medalia Apărarea Națională, eșalon argint, cu agrafă pentru arma tancuri.